Ziua armatei a fost sărbătorită și la Ploiești, așa cum se cuvine, numai că asistența nu a mai fost cea de altădată. Manifestările au fost organizate la statuia Mihai Viteazul, duminică, începând cu ora 11. Multă sănătate, succes în acțiunile viitoare și să ne reprezinte în continuare cu aceeași mândrie, cu același profesionalism, cu același devotament, cum au făcut-o și până acum, de au reușit să dovedească că noi în Europa și în lume suntem un partener și un aliat de nădejde. Știm cu toții că onoarea și renumele se câștigă greu și se păstrează cu trudă și fără compromisuri. Astfel, mă înclin cu recunoștință în fața memoriei celor care s-au jertfit pentru țară și aduc un omagiu celor care au crezut în idealurile noastre de libertate și independență. În timpul ceremoniei de depunere a coroanelor, pe cer a fost un adevărat spectacol oferit de piloții de la Aeroclubul Streșnic. Cei mai încântați de parada militară au fost micuții. Comandant colonel dr. Costel Voianu, comandat de către locotenent Florin Eftimie. Mă rog, pot să zic că bine, chiar au fost plăcute. Față de anii anteriori? Nu sunt la deosebire, mă rog. E emoționant, extraordinar. Am aplaudat că mă dor mâinile. Superb! Armata română să trăiască! Românii să trăiască! Iar la final, cei prezenți la această manifestare s-au înfruptat din tradiționala fasole cu cârnați, oferită alături de ceai și cozonac.